Eu mă numesc Nica Corina, sunt contabilă într-o agenție de turism. Totul este legat de cifre. Și acolo și acolo este o tangență între cifre. Și acum toată viața noastră depinde de cifre, într-o oarecare măsură. Pur și simplu, contabilitatea este o tactică de lucru în trading, e puțin diferită, dar totul este cu un scop pentru venit. Despre trading eu nu m-am cunoscut, dar m-a atras că este o dezvoltare a ramurii economiei, ceva nou pentru țara noastră și înțeleg că în țările la dezvoltare economic se practică destul de des acest domeniu, însă pentru Moldova este ceva nou, dar poate să aibă o perspectivă de creștere însă și chiar și a economiei țării, nu doar a populației. Da, aș recomanda persoanelor care sunt într-adevăr interesați de a-și dezvolta capacitățile intelectuale economice, să spunem așa. Aici doar este o, trebuie să ai doar o atitudine serioasă, pentru că în caz contrar, tu obții cunoștințele, dar tu nu știi să le aplici corect în practică. La urmă, pur și simplu este o confuzie, că am învățat, dar nu primesc nimic din asta. E pentru că de start n-a fost stabilit o strategie corectă. Am terminat și cursul teoretic și practic. Pentru că inițial, când am venit, foarte puține cunoștințe aveam despre piața valutară. Știam doar că, da, este așa o denumire de piața valutară, dar însă și toată sistema, cum se fac toate tranzacțiile în baza la ce se fac analize. Înțelegeam că cineva face doar de analizele date, prognozele acestea, dar nu înțelegeam cum le fac, în baza la ce, doar că este așa un mare risc. Iar acum, după ce am studiat totul, îmi dau seama că asta e nu atât de strașnic cum se pare la început. Pur și simplu trebuie atenție și disciplină ca să faci un lucru bun. Perseverență, disciplină, cum fără asta, și o gândire clară. Nimic nu încurcă să încercați. Dar încercarea vină nu are, să zicem așa. Și în cel mai rău caz, zicem așa, aveți cunoștințe care nu le are nimeni. În cel mai bun caz, aveți și cunoștințe și o perspectivă de creștere la profesional și un venit care nu îl are oricare cetățean din Republica Moldova.